Cred că ar putea fi foarte important, Nereus. E greu de spus de aici. Ar trebui să văd poza cu ochii mei. Partea asta din cronică pare să se refere la acul din Lemuria. Poate. Domnule Nereus, ac adică ac din busolă? Și are vreo legătură cu bucata noastră de efemicron? Posibil, dar, repet... Familia mea caută Lemuria pierdută de generații, Nereus. De ce ești atât de misterios? Poate al doilea lui nume e misterios. Al doilea nume nu e misterios. Eu cred că primul lui nume e misterios. Primul meu nume nu e misterios. Nereus? Am pierdut semnalul. A? And, uite, nu e domnul misterios? Nereus? Cum? Desigur, pretinde că e la kilometri depărtare, apoi ne face o surpriză. Pare a fi stilul lui. De data asta să-l surprindem noi. Surpriza! Ha? Nu ești Nereus. Tu trebuie să fii Fontaine, iar tu Enteus. Încântat de cunoștință. Eu sunt Proteus. Suntem o familie de exploratori, de generații întregi. În timp ce unii se uită la stele, noi știm că există un infinit de lucruri ce strălucesc în adâncuri. În oceane pândesc lucruri care au dispărut de mult în mituri. Noi suntem o familie de exploratori și explorăm lumea adâncurilor. Lumea adâncurilor. Factorul Proteus. Am senzația că am așteptat o viață să cunosc familia Necton. Adică multă, multă vreme? Au! Nereus găsește mereu scuze să nu ne facă cunoștință. Deci, îl știți pe Nereus? La fel de bine ca alții. E un pic misterios. Știu, așa e. Dar am venit să vă ajut să găsiți acul din Lemuria. De unde știați că noi căutăm acul din Lemuria? Băi, erați în zonă. Ajutor, ajutor, mă aude cineva? Eronax e pe recepție, ce fel de urgență aveți? Sunt capitanul Marco de pe spărgătorul de gheață McIntosh. Suntem captivi într-un morman de gheață. Avem coordonatele voastre, pornim acum. Mulțumim, grăbiți-vă, vă rog. Nectoni, avem o navă de salvat, toată lumea pe punte, vă rog. Vai, pare urgent. Urcați la bord. Capitane Marco, vom sosi în 20 de minute. Rezistați! Eu și Nereus suntem membri ai gardienilor. Nereus a pomenit ceva de gardieni, dar nu ne-a spus cu ce se ocupă. Încercăm să păstrăm cultura lemuriană. Dar de ce nu ne-a spus și nouă? Eu și Nereus acționăm diferit. Să fiu sincer, uneori mă întreb dacă vrea ca voi să găsiți Lemuria. Acul din Lemuria și efemicronul au o legătură. Știam eu! Când sunt conectate, toate bucățile de efemicron formează un computer de navigație antic. În cronică scrie: mânuitorul efemicronului e pionierul și busola poporului său. De câteva luni încerc să traduc pasajul ăsta. Mulțumesc! Cu plăcere! Dar când ne-a tradus nouă Nereus vreodată ceva? Ne-a tradus, ocazional. O dată sau de două ori. Cronica sugerează că o să-l găsiți îndreptându-vă spre nord. Să fie clar, Proteus e cu mult deasupra lui Nereus. El nu se joacă. Nereus e oarecum intenționat misterios, nu-i așa, Jeffrey? Bine punctat. Vezi? Știi să dai un răspuns direct. Eronax, mă auziți? Capitane Marco, suntem aproape. Vasul e pe cale să se spargă! McIntosh nu mai rezistă! Nu va fi nevoit, țineți-vă de ceva! Poftim? De ce să mă țin de ceva? Unde sunteți? E exact ce lipsea. Vom trasa un canal printre ghețuri. Incredibil! Mulțumesc! Cu plăcere! Drum bun, capitane Marco! Eronax terminat!
Cu toată viteza înainte! Suntem la 30 de kilometri de nordul real. Va trebui să întoarceți la babord cu 3 grade, îndreptându-vă spre nordul magnetic și scufundați-vă. Tehnic vorbind, nordul real e chiar în vârful planetei, dar busolele arată nordul magnetic, unde e concentrat câmpul magnetic al Pământului. Da, e fascinant. Aeronax, semnalul dispozitivului. Nereus, semnalul tău este foarte slab. Voi aproape polul nord. Da, prietenul tău Proteus e cu noi. Spune că are să ne arate ceva. Salutare, vechi prieten. Proteus, aveți grijă la... Domnule Nereus, la ce să avem grijă? Am pierdut semnalul. Aveți grijă la... Ce-o fi vrând să spună? Poate vrea să facă iar pe misteriosul. Încerca să ne avertizeze. Gata, gata, Inteus. N-ai de ce să te temi. Crede-mă. Adâncimea 1,2 km. Nu ne mai putem scufunda. Ce este? Un munte? Opresc motoarele. E ceea ce cred eu că e? Chiar este. Acesta este polul nord. Wow! Incredibil! Priviți! Polul nord plutește! Lemurienii l-au pus aici în vremurile străvechi. Marchează poziția exactă a nordului magnetic. Cronica spune că odată asamblat, Efemicronul se va alinia cu acul din Lemuria. Cu ajutorul său și al altor markeri însemnați, poate calcula ruta spre Lemuria. E aproape prea uimitor pentru a crede. Crede, Will! Unora le place să-și împărtășească toate cunoștințele, mai ales unor aventurieri pasionați ca voi. Mulțumim, Proteus! Vreau să aflu de ce ne-a avertizat Nereus. Nu te preface, Jeffrey. Știi că și tu ești curios. Odată trimisă baliza, poate o să avem un semnal mai puternic. Aeronax către Nereus! Aeronax către Nereus! Nereus, mă auzi? Cine l-a lăsat pe Proteus la bord? Poftim? Da, Proteus e aici, dar cum adică să avem grijă? Trebuie discernământ! Poftim? Alo? Nereus? Credeam că o să fii mai interesat de polul nord. Sunt, este incredibil. Ești foarte isteț, nu-i așa, Enteus? Ent, Fontaine, pregătiți roverul pentru o desfășurare imediată. Tatăl tău vrea să vadă polul de aproape. E a 8-a minune a lumii. Ceva nu miroase bine aici. Oh, scuze, Jeffrey, nu tu. Ne apropiem de obelisc. Ce vehicul incredibil! Vreți să-l vedeți de aproape? Da, te rog. Poate n-ar trebui să apăsați butoane. Ciudat. Tati, roverul e gata. Mulțumesc, Fontaine. Unde e Efemicronul? Ent, ai pus Efemicronul înapoi în birou? Ent? Ent! Tehnologia voastră e impresionantă. Totul e atât de ușor de operat. Nu apăsați butoane înseamnă altceva în locul din care veniți? Ent! Fontaine, nu pot lua legătura cu roverul. Îl întreb pe Ent dacă a dus Efemicronul înapoi în birou. Ent, ai dus Efemicronul la loc? Hă? Proteus, ce faci? Ent, răspunde! Unde te duci? De ce pleci fără mine? Tati, ia legătura cu Ent. Ent, ești pe recepție? Proteus, du-ne înapoi acum! Rover către Aeronax! Rover către Aeronax! Alo? Deci,
Chestia aia blochează semnalele radio, nu? Oh, ești foarte deștept. Unde mă duci? Ant, mă auzi? Poftim? Will, privește! Huh? Atenție! Huh? Huh? Avem viteză și nu datorită mie suntem atrași! Ce se petrece? Motoarele sunt în marș arier, nu ne putem opri. Polul nord e magnetizat. Ne vom lovi. Ține-te. Polul nord e un punct central al câmpului magnetic al Pământului. E un electromagnet uriaș. Proteus și Ant au plecat. Poftim? Cum? Cu roverul, înainte ca lucrurile să o ia razna. Proteus pilota. Aeronax către rover, mă auzi, Ant? Am un plan. Jeffrey se întreabă de ce. Nereus crede că tu ești alesul. Care ales? Știi exact la ce mă refer. Doar alesul poate asambla bucățile de efemicron. E timpul să-ți îndeplinești destinul. Sunt pe poziție. Cavalerul mag e făcut din fibre de carbon. Nu e conductibil. Bine, nu poate fi magnetizat și blocat. De ce vrei folia hidroavionului? E termoplastică, Fontaine. Și e non-conductibilă. O să ne salvezi cu folie de plastic? Dacă o voi putea înfășura în jurul bazei polului, va slăbi magnetismul și va elibera aeronaxul. Mi se pare un plan bun. Nu vă supărați, dar avem un plan B? Dacă vei întregi efemicronul, puterea va fi a noastră. Să n-ai încredere într-un tip cu un toiac, Jeffrey. Gata cu joaca! O să mă ajuți! Nicio șansă! Părinții tăi sunt în pericol! Ajutor! Ajutor! Dacă nu le voi spune cum să salveze aeronaxul, vor rămâne blocați pe vecie. Dacă îi vrei în libertate, dovedește-mi că ești ales. Acoperișul n-ar trebui să facă asta. Carcasa își pierde integritatea. Adică? Adică trebuie să ieșim de aici acum sau aeronaxul s-ar putea dezintegra. Ial! Ce? Hei, e al nostru! Nu mai e! Ia și asta! Dar este... Sarcina ta e simplă. Cronica ne spune că alesul va asambla bucățile de efemicron. Dar sunt trei bucăți. Două ar trebui să dovedească dacă ești alesul. Sau nu. Dacă fac asta, îmi vei ajuta familia? Desigur. Bine, așa ar trebui. Asta e? Doar atâta poți? Nereus s-a înșelat. Nu ești decât un țânc enervant. Hei! Bine, am terminat. Ai blocat cea mai mare parte a energiei provenite din pământ. Pornesc motoarele acum. Îmi pare rău, Will. N-a fost destul. Ajutor! Individul crede în destine și poartă mantii în loc de haine. Cheamă ajutoare, familia mea e în pericol. Prietenul tău e gălăgios, Proteus. Voi doi. Și foarte inutil. Capitanul Marco te va duce departe.
Nu permit ca Nereus să afle ce s-a întâmplat. Nu mi-ai ajutat familia. Nu ai asamblat Efemicronul. Tu ai mințit? Nu aveai de gând să-i ajuți. O cădere mai dramatică decât mă așteptam. Ești sigură de asta, Keiko? Un șoc electric în carcasă inversează polaritatea. E ca și cum ai întoarce un magnet. În loc să fim atrași, vom fi respinși? Asta e teoria. Dacă va funcționa, ne vom zdruncina rău de tot. Magnetismul diminuat al polului va încetini ritmul respingerii, așa că aeronaxul ar trebui să rămână întreg. Ar trebui să rămână? Nu avem un plan ce, nu-i așa? La trei! Unu, doi, trei! Haide! Conectează-le la bateriile auxiliare. Nu sună bine deloc. O cădere mai dramatică decât mă așteptam. Cum stăm? Suntem gata să inversăm polaritatea. Ce fel de gardian pune viața oamenilor în pericol? Dă-mi-l! Proteus? Jeffrey, stai! Inversăm polaritatea acum! Ne-am desprins! Nu mă așteptam să fie atât de lin... Will, motoarele! Da! Haideți! Să-l căutăm pe End! Am detectat semnalul GPS-ului lui End. Aeronax către End, mă auzi? Nu pot să vorbesc. Am înghețat... Nereus! Ești bine? Da, dar îmi este frig. N-aveai dreptul să faci ce-ai făcut, Proteus. Netrepnicul ăsta nu e alesul. Și nu ai de ce să-i vorbești așa căpeteniei gardienilor. S-a luat hotărârea, Proteus. De acum nu mai ești gardian. Cum dorești, Nereus. N-am nevoie de gardieni și nici de băiat. Oh, nu. Are ambele bucăți din Efemicron. Mergeți după el! Nu te teme, Enteus, nu va ajunge departe. Ce-i cu povestea asta despre cel ales? Spune-mi! Ești important, Enteus, dar crezurile lui Proteus sunt amăgitoare. Nereus? Spune, Glaucus. Am căutat pe spărgătorul de gheață. Proteus a dispărut. Este enervant, dar mulțumesc. Nereus, de ce ne-a pus Proteus viețile în pericol pentru a găsi Lemuria? Ce anume își dorește atât de mult de acolo? Același lucru pe care oamenii triști, fără imaginație, și-l doresc mereu. Avere și putere. Cel puțin gardienii asta cred că este acolo.
Unii cred că ar trebui să împărtășiți mai multe cunoștințe de ale gardienilor. Sincer, Enteus, nu suntem mai aproape decât voi de găsirea Lemuriei. Orice informație pe care v-aș da-o ar putea fi o piedică. Cu ambele bucăți din Efemicron, înseamnă că Proteus va găsi Lemuria? Dar nu are a treia bucată și nu va are pe voi. Eu cred că voi, familia Necton, sunteți mult mai importanți decât orice artefact străvechi. De ce? E o bănuială. S-a întors domnul misterios. Da, mi se spune des așa. Au dublat în limba română Iona Brudan, Paul Zurbău, Sorin Ionescu, Gabriela Codrea, Anca Sigmirean, Florin Stan. Traducerea și adaptarea Estera Chelariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat în studiourile BTI.